Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un taximetrist a murit azi dimineață după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un Renault pe bulevardul Dacia din capitală. Scandalul de la biserica din Dereneu, călărașii în floare, astăzi în Oriași au spart lacături și s-au baricadat în interior, nemulțumiți că preotul a decis să treacă de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. Angajații parcului de troleibuze numărul 1 din capital au fost evacuați azi dimineață, iar zona încercuită de poliție din cauza unei alerte false cu bombă. După ce a vrut să fie președinte, acum vrea să fie și primar. Andrei Năstase este candidatul celor de la platforma Demnitate și Adevăr pentru șefia capitalei. Un taximetrist de 27 de ani din capitală a murit azi dimineață după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un Renault. Potrivit medicilor, celălalt șofer se află în stare gravă la spital. Oamenii legei deocamdată nu au stabilit cum anume s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs în jurul orei 5 la intersecția dintre bulevardul Dacia cu strada Bocioi Noi. Din imaginile surprinse de martori, se poate observa că în urma loviturii mașinile au fost făcute zub. La fața locului au fost chemați și pompierii care au scos trupul neînsuflețit al taximetristului prins între fiarele mașinii. Potrivit poliției, șoferul mașinii Renault se deplasa pe bulevardul Dacia dinspre aeroport când s-a ciocnit violent cu taxiul care venea de pe strada Bocioi Noi. Impactul a fost atât de puternic încât taximetristul n-a avut nicio șansă să scape cu viață. Răniți ușor au fost și pasagerul din taxi, dar și o persoană aflată în cealaltă mașină. Șoferul Renault-ului, în vârstă de 21 de ani, se află în stare gravă la spital. S-a ales cu contuzie craniocerebrale, plagă contuzională la cap și la genunchi și o fractură a osului temporal. Oamenii legii susțin că nu este clar deocamdată cine se face vinovat de accident. Potrivit poliției, de la începutul anului, în capitală s-au produs 9 accidente cu implicarea taximetriștilor. Cel mai recent a avut loc săptămâna trecută la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Serghei Lazo. Atunci o femeie de 54 de ani a murit în drum spre spital după ce taxiul în care se afla s-a ciocnit cu un troleibuz de pe ruta numărul 1. Unul dintre fondatorii companiei petroliere Vento, reținut în acest weekend, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de spălare de bani. Procurorii spun că acesta, fiind ajutat de complici, a deposedat de bunuri rețeaua Tirex Petrol pe când era director acolo. Avocații vorbesc de un atac raider, așa că vor contesta decizia instanței. Acesta este Igor Borș, unul dintre fondatorii companiei petroliere Vento și care astăzi a primit 30 de zile de arest fiind acuzat de spălare de bani. Procurorii anticorupție susțin că în perioada în care deținea funcția de director al rețelei Tirex Petrol ar fi creat firme secundare prin intermediul cărora legaliza banii și bunurile furate de la întreprinderea unde activa. Spălare de bani, infracțiune de spălare de bani, pe lângă aspectul care îl considerați dumneavoastră uzual este și transferarea sau transmiterea de către bunuri de care sunt în oriență ilegală și transferate de la o persoană spre altă persoană în scopul de a ascunde sau de a ghiza proveniența acestor. Nu a fost identificată niciun mijloc financiar care a fost transferat ilegal dintr-un cont în altul. Avocații susțin că procurorii nu au probe. Un polițist simplu a făcut o notă informativă în baza acestei proces verbal de consemnare. Procurorul a pornit procesul penal. Și respectiv îl învinuiesc în spălare de bani în proporții deosebit de mari, dar suma nu este indicată. Șeful Procuraturii Anticorupție ne-a confirmat că dosarul a fost pornit inclusiv în baza unei autosesizări făcute de un polițist. Însă la baza învinuirilor ar sta și alte măsuri de investigație. Igor Borș a fost director Tirex Petrol timp de 17 ani, iar în decembrie 2017 și-a dat demisia pentru a se ocupa de Vento, o altă companie din domeniul petrolier. Noi astăzi suntem martori la un atac raider asupra acestei activități. Da, de acum cum să știm că în societate, toată lumea știe că în societatea noastră, businessul care este în dezvoltare, acest business de acum se preia de la unii proprietari și se transmite către alții. Acuzarea spune că schema de spălare de bani funcționa cu ajutorul a încă 6 complici, printre care și fratele lui Igor Borș. Acesta este plecat peste hotare, iar oamenii legii încearcă să dea de urma sa. Este plecat peste hotare, activității, este un om de afaceri, este un om liber, dacă trăim într-o țară liberă. De mult timp e plecat. Vreau să vă spun, toate persoanele reținute nici nu au fost citate.
Toți cei 6 suspecți s-au ales astăzi cu 30 de zile de arest. Se întâmplă după ce în acest weekend ofițerii CNA au făcut percheziții la birourile și domiciliile lor, de unde spun că au ridicat sume importante de bani. Acestea nu sunt bani murdari care au fost transferate din offshore, chestia asta este o activitate zi de zi în Republica Moldova. Cei de la procuratură ne-au spus că ancheta este în derulare și nu pot da cifre sau nume. Potrivit lor, cauza penală a fost deschisă în ianuarie 2018. Compania Vento este al 5-lea operator de pe piața produselor petroliere din Moldova, având 63 de stații de alimentare. Aceleași trotuare, însă cifre diferite despre numărul celor care au căzut pe gheață. Primăria vorbește despre 3 persoane traumatizate. Spitalul de urgență susține că sunt de 40 de ori mai multe. 122 de pacienți au fost depistați cu traumatism stradal. Au fost 3 cazuri înregistrate cu traumatisme. Cifra șefei de la Sănătate a fost pe placul Silviei Radu, care s-a lăudat cu trotuarele bine curățate. Imediat la știri aflați cum explică Irina Banova numărul diferit de persoane traumatizate. Andrei Năstase este candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr la șefia Capitalei. Năstase mizează pe susținerea Partidului Mai Sandu în cursa pentru primăria Chișinău. Cei de la PAS spun însă că așteaptă ca cecul să anunțe data alegerilor, după care vor veni cu un răspuns. Vreau să trăim într-un oraș normal, să avem străzi fără gropi, becuri aprinse noaptea, căldură în case și cartiere curate. Andrei Năstase speră că localele în capitală să aibă loc pe 20 mai și mizează pe sprijinul formației Mai Sandu, pe care a susținut-o la rândul său la prezidențialele din 2016. Am avut o discuție sinceră cu doamna Sandu, le-am cerut celor de la PAS ca în spiritul reciprocității și a egalității, dacă vreți, dintre cele două partide emergente, să sprijine candidatura noastră. Facem acest lucru și față de societatea civilă. Vom aștepta decizia Comisiei Electorale Centrale, pentru că mingea este pe terenul Comisiei Electorale Centrale. Din moment ce va fi luată o decizie atunci, Partidul Acțiunii Solidaritate va convoca forul decizional. Vom adopta o decizie dacă vom participa în scrutinul electoral pentru primăria Chișinău. Năstase a îndemnat și celelalte partide pro-europene să-l susțină, fără a specifica la cine se referă. La scurt timp, Mișcarea Civică Europeană din Republica Moldova, din care fac parte deputații ai primului parlament, a făcut un apel către partidele politice să desemneze un candidat comun pentru localele din Bălți și Chișinău. Acum 2 săptămâni, în cadrul emisiunii În Profunzime, Dorin Chirtoacă a declarat că pentru alegerile din capitală, partidele ar trebui să desemneze candidați, pentru a mobiliza alegătorii și pentru a avea posibilitatea să se prezinte. Iar într-un eventual al doilea tur, formațiunile de centru-dreapta să susțină împreună aceeași persoană. Președintele Igor Dodon a scris astăzi pe Facebook că soluția optimă pentru a economisi bani în contextul alegerilor este ca parlamentarele programate în toamnă să aibă loc pe 20 mai, odată cu localele. Fiind suspendat din funcția de primar al capitalei, Dorin Chirtoacă a decis să se retragă, deoarece ar fi fost supus presiunilor și pentru că nu ar vrea ca PD-ul să controleze orașul prin Silvia Radu. Comisia Electorală încă nu a stabilit data alegerilor din Bălți și Chișinău, dar o poate face până pe 20 martie. Acum cecul estimează cheltuielile necesare pentru organizarea localelor din aceste două municipii, dat fiind faptul că nu au fost planificați bani pentru asta. Primarul municipiului București, Gabriela Firea, se află într-o vizită la Chișinău. Ea a aterizat acum câteva ore pe aeroportul din capitală. Ce va face aici, ne spune colega noastră, Tatiana Bereuță. Tatiana, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Primarul municipiului București a aterizat în această seară pe aeroportul din București și pe aeroportul din Chișinău în jurul orei 18. Gabriela Firea a fost întâmpinată de primarul interimar Silvia Radu, care a venit cu un buchet de flori. După ce s-au îmbrățișat, a urmat un rând de selfie-uri. Paza nu ne-a lăsat să ne apropiem prea mult, așa că nu am reușit să vorbim cu cele două. Gabriela Firea împreună cu Silvia Radu vor susține mâine o conferință de presă, după care vor merge la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, iar imediat după asta vor merge la un eveniment organizat la Biblioteca Municipală Unisifor Ghibu. Gabriela Firea și Silvia Radu s-au întâlnit pentru prima dată pe data de 14 februarie, când au semnat un protocol de colaborare. Atunci Firea a promis că din banii primăriei Bucureștiului va renova maternitatea numărul 1, dar și Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Acestea au fost informațiile. La revedere!
Tatiana, mulțumesc. Parcul de troleibuze numărul 1 din capitală și-a suspendat astăzi activitatea pentru 2 ore, iar angajații au fost evacuați din cauza unei alerte cu bombă. Un bărbat a sunat la 902 și a anunțat că teritoriul este minat. După ce zona a fost verificată de geniști, oamenii legii au anunțat că alerta a fost falsă. La ora 11:45, un bărbat a sunat la poliție de la un telefon stradal și a anunțat că parcul de troleibuze numărul 1 este minat. La scurt timp, toți angajații parcului și-au părăsit locurile de muncă și au ieșit în grabă în stradă. Unii spun că s-au speriat și chiar au luat-o la fugă. Pur și simplu am fost anunțat de administrație să părăsim locurile de muncă, să ieșim în afara teritoriului. Nu, no, cum ne pugăle și eu, cum? Cum? Любой человек напугается за такую информацию. Între timp, la parcul de trolebuze au ajuns câteva echipaje ale poliției și pompierii. Zona a fost îngrădită, iar accesul interzis. O echipă de geniști cu un câine special antrenat a verificat minuțios parcul, dar și fiecare încăpere din zona, unde se află și sediul regiei transport electric. După 2 ore s-a anunțat că nu există nicio bombă, iar angajații s-au putut întoarce la locul lor de muncă. Atunci când angajații parcului de trolebuze au fost anunțați să iasă afară, aceștia și-au lăsat în grabă locul de muncă și au fugit pe porțele deschise. Au petrecut aproape 2 ore în stradă. Între timp, această zonă a fost îngrădită de o panglică galbenă, iar geniștii au verificat fiecare parte a clădirii, dar și zona de afară. Nu a fost confirmată informația dată și la moment deja lucrăm în scopul stabilirii persoanei care a făcut acest apel. După ce angajații din parc au ascultat înregistrarea apelului telefonic oferită de polițiști, unii spun că ar fi recunoscut vocea celui care a anunțat despre bombă și că ar fi vorba despre un fost coleg de-al lor. Nu pot comunica informația dată, fiindcă verificăm nu numai versiunea asta, verificăm și alte versiuni. Am auzit această versiune, dar nu mi-aparține mie. Directorul regiei transport electric spune că alerta falsă cu bombă nu a perturbat circulația troleibuzelor. Acest caz stupid nu a fost afectată activitatea troleibuzelor. Toate troleibuzele au circulat conform programelor. La moment, oamenii legii cercetează toate circumstanțele incidentului. Dacă va fi identificat autorul alertei false, riscă până la 2 ani de închisoare. Primăria se laudă că doar 3 oameni au ajuns la spital cu traumatisme după ninsorile de săptămâna trecută, deoarece trotuarele au fost bine curățate, iar Silvia Radu și-a atribuit laurii. Cei de la spitalul de urgență însă prezintă o altă cifră. Sunt peste 100 de orășeni care au avut nevoie de îngrijirea medicilor după ce au căzut pe gheață. 12 dintre ei chiar au fost operați. Au fost trei cazuri de înregistrate cu traumatisme. Pe parcursul săptămânii care s-a consumat, 122 de pacienți au fost depistați cu traumatism stradal. Purtătorul de cuvânt al spitalului ne-a mai spus că în fiecare săptămână cifrele sunt raportate Ministerului Sănătății, dar și Direcției Chișinău. Așa că nu-și poate explica de ce șefa de la Sănătate vorbește doar de 3 oameni traumatizați. De unde pot să știu eu și de unde au luat datele astea și ce au avut în vedere? Cifra prezentată de șefa de la Sănătate a fost pe placul Silviei Radu, care a găsit și cui să-i mulțumească pentru această reușită imaginară. S-a demonstrat că e posibil atunci când se dorește să se măture măcar cât de cât în Chișinău. Și oamenii au lucrat, chiar vreau să vă zic că oamenii au lucrat, au început lucrul începând de la ora 2-3 noapte, au stat și au curățat orașul. Cred că este un lucru care trebuie menționat și le-am mulțumit și public acestor persoane. Săptămâna trecută, în prima zi de ninsoare, Caterina Pictorinska spune că s-a pornit la muncă, dar a ajuns pe masa de operație, având umărul zdrobit după ce a alunecat pe gheața de pe trotuar. Femeia le este recunoscătoare medicilor, însă mai puțin muncitorilor de la Direcția Locativ Comunală. Șla utram la работу, переулок студенческий, на старе почте. Снежок был небольшой, снежок припорошил лед. Я наступив на этот снежок, не видя льда, упала. Alte 11 persoane au avut nevoie de intervenția chirurgilor după ce săptămâna trecută au căzut în stradă. Solicitată de ProTV, șefa de la Direcția Sănătate Chișinău ne-a spus că este nouă în funcție și că nu a fost suficient de informată. Se ieftinesc medicamentele, se întâmplă după ce săptămâna trecută Pavel Filip a cerut acest lucru. Agenția Medicamentului spune însă că se datorează aprecierii leului și că a început de mult procedurile. Agenția Medicamentului este deja în subordinea guvernului și respectiv se supune guvernului. Este evident că și în baza indicațiilor prim-ministrului, acestea au fost operate. Ieftinirile vor începe abia după ce se vor epuiza stocurile existente. Imediat la știri aflați ce medicamente se vor ieftini și cu cât.
La o săptămână după ce șeful parcului urban de autobuze Iacob Capcela și-a dat demisia, Silvia Radu a anunțat că a găsit cu cine să-l înlocuiască. Ea însă nu a vrut să dea nume, precizând doar că acesta ar fi descoperit anterior scheme de delapidare a banilor publici la întreprinderea municipală. Totodată, Silvia Radu s-a arătat nemulțumită de faptul că CMC nu a votat la ședința trecută proiectul privind cumpărarea 50 de autobuze pentru Chișinău. Potrivit primarului interimar Silvia Radu, candidatura pe care a identificat-o pentru șefia parcului urban de autobuze va asigura doar interimatul, până când în baza concursului va fi selectat un nou șef. Cunosc o persoană care cunoaște din interior această întreprindere, care a executat controle fiind într-un organ de control al statului. Dumnezeu mi-a povestit despre cazuri de delapidări de fonduri din această întreprindere municipală. Solicitat de ProTV, Iacob Capcele ne-a spus că nu cunoaște despre ce delapidări de fonduri vorbește Silvia Radu. El susține însă că anterior s-a plâns la procuratură pe marginea unor nereguli depistate la întreprindere, însă nu a vrut să ne spună mai multe. După ce Silvia Radu a cerut demisia lui Iacob Capcele, angajații parcului urban de autobuze ar fi protestat, iar astăzi aceasta a venit cu o replică. Societatea civilă cred că ar trebui să studieze mai profund legislația Republicii Moldova. Totodată, Silvia Radu s-a arătat nemulțumită de faptul că aleșii locali nu au votat la ședința trecută proiectul care prevede cumpărarea 50 de autobuze noi. S-ar fi întâmplat din lipsă de quorum. Bugetul municipalității aparțin locuitorilor Chișinăului și ei au dreptul să aibă parte de un transport decent. Anterior, fostul șef de la parcul urban de autobuze a spus că nu are nicio vină că prin oraș circulă autobuze vechi, deoarece el ar fi cerut încă din 2006 să fie cumpărate altele noi. Totuși, Iacob Capcele a scris cerere de demisie după ce Silvia Radu a cerut acest lucru. Totul după ce pe rețelele de socializare au devenit virale imaginile postate de un preot în care apare autobuzul de pe ruta Chișinău-Ghidighici, unde se vedea asfalt și ploua în interior. Și-a luat o pasageră și a rămas fără mașină. A pățit-o ieri un taximetrist care s-a oprit ca să meargă până la magazin. Când s-a întors, autoturismul său nu mai era pe loc. Femeia a urcat la volan și a dispărut. Nu a ajuns departe, însă întrucât a fost oprită de agenții de patrulare la Peresecina pentru niște încălcări. Oamenii legii au constatat că aceasta era sub influența drogurilor, iar împreună cu ea se afla și fiul său de 7 ani. Pasagera de 31 de ani a declarat că a urcat la volan pentru că se grăbea. Ea urmează să fie audiată. Pericolul vine și de sus. Șoferii au trebuit să se ferească astăzi nu doar de gropile din asfalt, dar și de niște cabluri care atârnau în mijlocul străzii Vadului Vodă din capitală. Martorii spun că mulți le-au evitat, iar unii s-au oprit și le-au dat la o parte. Aceste cabluri au turnat preț de câteva ore pe strada Vadului Vodă din capitală. Șoferii le-au tot ocolit intrând pe contrasens până când unul s-a oprit și le-a ferit pe trotuar. În scurt timp în zona au apărut doi bărbați care le-au strâns. Întrebați cine sunt și de ce fac acest lucru, ei au refuzat să vorbească. Doar au adunat firele și au plecat. Dar ce sunt aici? Trecătorii și șoferii au ocolit cablurile de teamă să nu fie electrice. Ați văzut jos asta? Ați văzut că stau jos? Nu am reușit să aflăm ale cui sunt cablurile și din ce cauză s-au rupt. Responsabilii de la Primăria Municipiului Chișinău nu ne-au răspuns la telefon pentru a comenta acest caz. Alegerile parlamentare de ieri au aruncat Italia în incertitudine. Italienii au votat cu dreapta și cu forțele antisistem, însă fără să rezulte o majoritate clară, ceea ce lasă cale liberă pentru mai multe scenarii. Coaliția de centru-dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi deține cele mai multe locuri în camera inferioară a Parlamentului. Marele învingător al serii a fost însă Partidul Mișcarea 5 Stele, care ocupă locul 2. Pe de altă parte, Partidul Democrat, aflat la guvernare, ocupa abia locul 3, fiind pedepsit de alegătorii nemulțumiți de șomajul ridicat și de numărul mare de imigranți africani din peninsula. După ce săptămâna trecută Pavel Filip a cerut să fie revizuite prețurile la medicamente, astăzi s-au anunțat ieftiniri. Prețul la 1440 de preparate va fi redus în medie cu 9%, adică unele se vor ieftini cu cel puțin 3%, iar altele cu cel mult 15%. Acest lucru se va întâmpla însă doar după ce stocurile existente cu preparate vor fi epuizate din farmacii.
Din cele 1440 de medicamente care se ieftinesc, sunt 242 de tipuri de antibiotice, 36 de poziții de analgezice, antiasmatice, antidiabetice, preparate dermatologice, vitamine, preparate pentru sistemul nervos, dar și cel cardiovascular. În medie, acestea se ieftinesc cu 9,3%, asta ar însemna că unele preparate vor costa cu 3% mai puțin, iar altele cu cel mult 15%. Ele toate sunt incluse, nu sunt separate unele pentru 15%, deci toate împreună pot fi și antibiotice cu 15%, pot fi și vitamine. Unele antibiotice pot fi cu 3%, deci toate sunt diferite. Specialiștii de la Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale încă nu au publicat lista preparatelor care se ieftinesc. Cei care astăzi au intrat pe la farmacii însă nu au putut să se bucure de prețuri mai mici, întrucât ieftinirile vor începe abia după ce se vor epuiza stocurile existente. Comparativ cu ceea ce s-a mărit, asta cred că nu e mare avantaj. Dumneavoastră vedeți cât e de scump tot. Chiar și un unguent eu îl cumpăram cu 50 de lei, acum e 105-135. Foarte greu. Depinde de prețul inițial, eu s-o cot. Dacă 300 de lei costă și 8% sau câte 9%. Nu e chiar, dar măcar așa. Pentru că să fie zimțitor trebuie să fie ridicări de salarii. Iar alții, vârstnici în special, spun că se bucură de orice leu economisit, având în vedere pensiile mici. Anunțul despre ieftinirea medicamentelor a fost făcut astăzi, după ce săptămâna trecută Pavel Filip a cerut revizuirea prețurilor. Cei de la Agenția Medicamentului însă spun că au început procedurile încă acum câteva săptămâni. Acum, după anul nou, avem aceste circumstanțe, aș spune că noi putem să apreciem. Agenția Medicamentului este deja în subordinea guvernului și respectiv se supune guvernului. Este evident că și în baza indicațiilor prim-ministrului acestea au fost operate. Revizuirea prețurilor la preparate a avut loc în urma aprecierii leului față de dolar și euro. În farmaciile din țara noastră există 4190 de tipuri de medicamente. Lungmetrajul The Shape of Water, regizat de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe trofee la gala premiilor Oscar, care a avut loc noaptea trecută la Los Angeles. The Shape of Water. Actrițele de la Hollywood au dat totul pentru a arăta impecabil. Imediat la știri vedeți cele mai bune și cele mai neinspirate apariții de pe covorul roșu. Enoriașii din satul Dereneu Călăraș nu își pot găsi liniștea. După ce s-au certat ieri la ușa bisericii, astăzi au spart lacătul și au instalat altul nou. Ulterior au încuiat ușa și nu au lăsat pe nimeni să intre în interior. Aceștia sunt supărați că preotul a trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. În jurul orei 14, când la biserică era doar paznicul, câțiva sătăni însoțiți de preoți și secretarul episcopiei de Ungheni și Nisporeni au pătruns pe teritoriul lăcașului. Cu o cărămidă și cu un obiect din metal, oamenii au spart lacătul acestei uși. Au intrat prin spate, iar mai apoi au înlocuit broasca ușii principale. 18 oameni și-au fost semnături fals. Noi de atâta și ne-am aprins. Cum așa? Și cu bătaia asta de joc. Lor le se permite toate cele, dar noi trebuie să stăm și să răbdăm, da? Așa se primește. El are 10 dosare și el se ocupă foarte multe lucruri murdare. Și rușine așa un părinte să șadă să slujească în biserică. La 2:30, deci oamenii au hotărât, fiindcă nu au fost ascultați de nimeni, să vină să-și reia înapoi biserica. Paznicul binevol a deschis poarta. Paznicul bisericii spune însă altceva. Eu spus, eu n-am cheile, cheile nu sunt la mine. Cu ciocanul și cu asta, cu mântiroc. Enoreașii spun că nu au spart lacătul și că ușa singură s-a deschis. Cu rugăciune s-a deschis ușa și noi am schimbat lacătul. Nu s-a spart absolut nimic, tot este întreg. O parte din locuitorii satului este indignată de decizia preotului de a trece la Mitropolia Basarabiei, deoarece ei nu și-ar fi dorit acest lucru. Mai mult, oamenii îl acuză pe preot că ar fi încălcat legea. Au fost icoane vechi peric și acum nu sunt. Noi nu știm unde sunt. Dar se ocupă cu manipulări în oameni. Să ridiați la dosarul lui, la episcopie
Ce dosar are el? Preotul din sat respinge însă toate acuzațiile. Spun 10 oameni care sunt adunați aici. Dacă era vreo infracțiune în România, credeți-mă că ne găseau oriunde. Sunt niște aberații și niște minciuni. La noi în biserică este muzeu de icoane și de biserici. Preotul a depus o plângere la poliție pentru că în oraș au spart lacătul. Ne considerăm vătămați în dreptul la proprietate, deoarece de 27 de ani domnul Marin Florinel trăiește pe teritoriul bisericii unde se află și biserica, respectiv în cazul dat de mijlocet suntem în prezența violării mai multor garanții ocrotite de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Enoreașii spun că vor păzi biserica zi și noapte până când aceasta va reveni la Mitropolia Moldovei. Scandalul la biserica din Dărăneu a început încă de sâmbătă. Statenii împărțiți în două tabere s-au îmbrâncit, fiind nemulțumiți că lăcașul a trecut la Mitropolia Basarabiei. Preotul satului, care oficiază slujbe de 27 de ani, spune că a luat această decizie pentru că Mitropolia Moldovei îl jupuia de bani. Episcopia de Ungheni și Nisporeni respinge acuzațiile. Urma să fie organizată o ședință la primărie cu părțile implicate și cu reprezentanți de la guvern. Întâlnirea însă nu a mai avut loc. Imagini dramatice vin din sudul Chinei, unde o furtună puternică a făcut ravagii din cauza vântului și a ploilor torențiale. Mai multe construcții au fost luate pe sus și devastate. Au fost mulți zeci de copaci care au căzut peste mașini, avariindu-le. A fost panică mare și pe un aeroport din zonă, după ce acoperișul unui terminal s-a prăbușit ca o bucată de carton. În urma impactului au fost deteriorate mai multe mașini ce se aflau în zonă. Nimeni nu a fost rănit. Cei care se aflau pe aeroport însă au tras o sperietură zdravănă. Furtuna s-a dezlănțuit ieri dimineață în orașul Luzhou și a durat până la amiază. În acest timp, vântul puternic care a bătut cu peste 30 de metri pe secundă a luat pe sus tot ce a putut duce. Imaginile de pe camerele de supraveghere din oraș au surprins cum bucăți mari din acoperișurile clădirilor se prăbușesc peste automobile. Până s-a potolit, vântul a luat pe sus și gardurile de protecție de pe șosele, iar imaginile filmate după urgie par a fi rupte dintr-un film despre apocalipsă. Autoritățile locale au raportat că nicio persoană nu a avut de suferit în urma urgiei. Iar furtuna Emma a trecut de Europa, consecințele însă au rămas. Marea Britanie abia deși revine după viscolul, insorile și temperaturile negative din ultima perioadă. Gelul a înghețat cascadele, iar în zonele de litoral valurile au spălat șoselele. Mii de stele de mare moarte au fost aruncate pe țărm și au înghețat. Imaginile au fost filmate pe coasta de nord-est a Angliei. Localnicii au rămas șocați când au văzut atâta steluță de mare moarte aruncate la țărm. Tot valurile au distrus mai multe șosele de lângă litoral, care au devenit impracticabile în urma urgiei. Furtuna rece a lăsat în urmă și peisaje care îți taie respirația. Deși temperaturile au mai scăzut, iar vântul s-a domolit, o cascadă din nordul Irlandei le oferă o priveliște ca din poveste vizitatorilor. Localnicii le-au declarat jurnaliștilor din regiune că este pentru prima oară când văd cascada downhill înghețată de tot. În ultimile zile, vremea în regiune s-a îmblânzit, iar temperaturile vor fi cu plus în următoarea perioadă. The Shape of Water, o poveste de iubire fantastică regizată de Guillermo del Toro, a triumfat aseară la Oscar cu 4 statuete pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună coloană sonoră și cea mai bună scenografie. Pelicula Dunkirk s-a clasat pe locul 2 cu 3 premii, iar alte 4 filme au obținut câte 2 Oscaruri. The Shape of Water. Filmul The Shape of Water, regizat de Guillermo del Toro și având în distribuție actori celebri precum Sally Hawkins, Octavia Spencer și Richard Jenkins, era lider în topul nominalizărilor la Oscar cu 13 selecții. Pelicula spune povestea unei femei mute care se îndrăgostește de o vietate marină cu aspect uman creată în laborator. Eliza, come on! Guillermo del
muncitorul a glumit și și-a verificat plicul pentru a se asigura că numele său este scris în interior, având în vedere încurcătura de anul trecut. A glumit și gazda evenimentului Jimmy Kimmel pe seama aceleiași gafe monumentale de la ediția precedentă, când cel mai bun film a fost anunțat greșit. Del Toro a ținut un discurs emoționant pe scenă. I am an immigrant, like Alfonso and Alejandro, my compadres, like Gael, like Salma, and like many, many of you. And in the last 25 years, I've been living in a country all of our own. Gary Oldman a câștigat primul Oscar din cariera sa pentru rolul Churchill din Darkest Hour. I would like to thank my mother, who is older than the Oscar. She is 99 years young. Next birthday, put the kettle on. I'm bringing Oscar home. Iar Frances McDormand a devenit aseară actrița anului 2018, în vârstă de 60 de ani, a câștigat al doilea Oscar din carieră după premiul câștigat pentru rolul din drama Fargo, 1997. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight, the actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. Prezentatorul galei Jimmy Kimmel a dat tonul pentru omagierea campaniei împotriva hărțuirii sexuale încă din monologul său de deschidere. El i-a ironizat pe bărbații puternici care l-au transformat pe femei în obiecte sexuale, făcând referire la uriașa statuietă amplasată pe scenă. Oscar is the most beloved and respected man in Hollywood, and there's a very good reason why. Just look at him. Keeps his hands where you can see them. Never says a rude word. And most importantly, no penis at all. Tot Kimmel a cerut câștigătorilor să țină discursuri scurte, iar cel care va avea cel mai scurt discurs va câștiga un jet ski. L-a câștigat creatorul de costume Mark Bridges. Noaptea premiilor s-a încheiat cu o mare petrecere organizată la Academia Americană de Film, la care au participat în jur de 1500 de invitați. Marile actrițe de la Hollywood au dat totul pentru a arăta impecabil pe covorul roșu la cea de-a 90-a ediție a premiilor Oscar. Unele au sclipit la propriu, în timp ce altele au ales ținute nu tocmai inspirate. O adevărată feerie a creat actrița Rita Moreno, care a venit la gală îmbrăcată într-o rochie pe care a purtat-o pe același covor roșu acum 56 de ani. Actrița Rita Moreno nu a trebuit să se străduiască prea mult pentru a-și alege rochia la gala premiilor Oscar, pentru că o avea chiar în dulap. Aceasta s-a prezentat pe covorul roșu cu aceeași rochie pe care a purtat-o la ceremonia din anul 1962, atunci când a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în filmul West Side Story. În vârsta de 86 de ani, actrița a îmbrăcat aceeași rochie, care și acum îi vine superb. Rita, you look fabulous! Rita, right here for me! Really? A strălucit la propriu și Lupita Nyong'o într-o rochie aurie creată de Versace, într-o rochie albastră Armani și Nicole Kidman s-a prezentat impecabil pe covorul roșu, iar actrița Gal Gadot a strălucit într-o rochie metalizată Givenchy. Tânăra Saoirse Ronan a ales simplitatea și delicatețea la această gală și a purtat o rochie roz pudră creată de Calvin Klein. Eiza Gonzalez s-a prezentat pe covorul roșu cu o rochie galbenă extrem de sexy. În timp ce unele au strălucit și s-au prezentat cu ținute care au bucurat privirile invitaților și au făcut deliciul fotografilor alte vedete, mai puțin inspirate au ieșuat în ceea ce privește vestimentația la cel mai important eveniment de la Hollywood. Cântăreața Andra Day nu a fost extrem de inspirată pentru această gală și s-a prezentat cu o rochie de tip dolly, colorată și plină de volume. A ieșuat, din păcate. Neinspirată deloc pentru acest moment a fost și cântăreața St. Vincent, care a venit cu un body de catifea peste care era aplicată o fundă și o mânecă bufantă. Ținuta nu a excelat, deși s-a dorit a fi ceva excentric. În încercarea de a crea un look din filmele Bollywood, Salma Hayek a ieșuat lamentabil, după ce a ales o rochie cu foarte multe aplicații din pietre. Gala Oscarurilor a fost anul acesta marcată de campaniile Time's Up și Me Too, care sprijină femeile victime ale abuzurilor în diverse domenii de activitate. În plus, multe vedete au purtat insigne privind politica armelor de foc din Statele Unite. Invitații nu au adoptat un cod vestimentar anume, cum s-a întâmplat la Gala Globurilor de Aur, iar nuanțele pastel au dominat pe covorul roșu.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea Mânsoară Mama. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md. Eu vă doresc o seară frumoasă și o săptămână reușită.